Bine v-am regăsit, fac un scurt clip tot cu drujba de la Machita, după ce am făcut acel clip în care vă arătam și vă vorbeam despre problemele pe care le are. Am primit foarte multe mesaje din partea unor utilizatori mult mai experimentați decât mine și vreau să le mulțumesc frumos. Ăsta este și marele avantaj al unei comunități cum este YouTube-ul. Învățăm unii de la alții o grămadă de informații. Aseară am vrut să pun în practică câteva din sfaturile pe care le-am primit acolo. Nu a mai fost însă nevoie că și-a revenit. A stat cam vreo 5-6 zile singurică acolo nederanjată. Probabil că s-a uscat toată benzina aia care era în plus. Într-adevăr, eu o înnecasem. Nu mi-am dat seama când am pornit-o cu clapeta aia la poziția de sus. Dăduse un semnal, eu nu l-am băgat în seamă, mă așteptam ceva mai clar, ca de obicei, și în felul ăsta am mânecat-o. Însă rămăsese problema, misterul la faptul că se oprise de două ori. Așa cum vă spuneam, aseară am pornit-o, a pornit foarte ușor. Am ținut-o accelerată cam vreo 3-4 minute, fără probleme, nu s-a mai oprit, nu știu ce are și cum are, de asta am zis să-i mai fac acum o pornire, să vă arăt și vouă cum se comportă, sper să nu mă facă de râs. S-a oprit din nou. S-a oprit din nou. Benzină mai are. Are destulă. Aseară nu s-a oprit. Am lăsat-o așa în mână vreo 5 minute și nu s-a oprit. N-a avut nicio problemă. Acum văd că iar s-a oprit. Deci de pornit a pornit, dar s-a oprit. O altă chestie pe care nu am înțeles-o și dacă mai vedeți clipul, să-mi spune și mie, deci ea s-a oprit cu clapeta asta aici pe on, da? Pe deschis. Ce ar trebui să fac eu acum? Să o pornesc cu clapeta tot pe on sau să o dau înapoi sus și să fac iară să repet procedura de pornire cum a fost și mai devreme? Hai să încerc să o pornesc așa. Nu știu dacă e bine, dar dacă e ceva, mai îmi spuneți voi. S-a oprit și a doua oară. Bun. Dincolo de faptul că eu înnecasem în drujba aia, nu mai punem la socoteală, a fost greșeala mea, nu are relevanță. Eu de asta mă plângeam, de problema asta că se oprește. Și nu înțeleg de ce se oprește. Ați văzut, cam un minut așa merge și se oprește. Are benzină, are absolut tot ce trebuie. Bun, o să o trimit direct în service, că nu știu exact ce are. Referitor la reglajele carburatorului, mie relantivul ăla mi se pare un pic cam
cam tare față de cum eram eu obișnuit cu ea, cum venise din fabrică. Din ce am înțeles și eu de la băieții ăștia care știu mult mai multe decât mine, se reglează de la S-ul ăsta de aici. Înăuntru acolo, nu știu, e un format de cheie pe care eu nu-l am. Trebuie să mă uit să văd dacă se potrivește cu cheița aia care mi-au dat un sedan, nu cred. Altfel trebuie să merg să iau o cheie pentru... Deci de aici e relativul, din ce am înțeles și eu de la băieții ăștia mai experimentați. Și astea două sunt roațele înalte și joase. Așadar aici va trebui să umblu. Și în rest, e un pic cam tare relativ. Eu îmi dau seama că știu cum era când am cumpărat-o. Ca tare, de pornit pornește. E în toane un pic mai bune, dar rămâne problema faptului că se oprește și trebuie văzut de ce se oprește. Și fiindcă nu știu, o împachetez la loc, o trimit în serviciu și o să vă mai țin la curent. După ce vine de acolo și ce concluzii au tras și băieții ăștia de la serviciu, să vedem care e problema. Cam atât pentru clipul ăsta și așa cum v-am spus, vă mai țin actualizați să vedem ce spun și cei de la serviciu. Asta este situația. Sper să-i dau de cap. Îmi place drujbița, mi-a plăcut încă de la început, de-aia am și cumpărat-o. O grămadă din abonații mei îmi recomandau să trec pe Știl sau Husqvarna. Eu nu știu dacă are așa mare relevanță Știl sau Husqvarna sau Dolmar sau știu eu. Mie îmi trebuia o drujbiță de asta mai micuță. În primul rând să fie ușurică, să pot să mă descurc eu cu ea prin copaci. Nu am lemne de tăiat, am centrală, nu mă încălzesc cu lemne. Îmi trebuie să am și eu o drujbă în curte, să mai tai câte ceva. De asta nu vreau să cumpăr nimic mai mare, nici putere mai mare nu-mi trebuie. Asta e suficient pentru ce am eu nevoie și sper să îi dea de cap. Ar trebui să îi dea de cap, dacă nu, o să vedem care e situația. Bine. Ne auzim la clipul următor. Așa că până atunci vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru toate sugestiile și sfaturile pe care mi le-ați dat pentru drujbița asta. Numai bine!